Doamnelor și domnilor, bună ziua! Iarna își intră în drepturi. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ninsori și vânt. Anunțul vizează Carpații meridionali. În restul țării este în vigoare o informare de precipitații și vânt. Ieri a căzut prima ninsoare și în București, iar imaginea cu fulgi mari deasupra capitalei ne-a dus cu gândul la sărbătorile de iarnă. Vom avea sau nu zăpadă ca în povești de Crăciun? Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru luna decembrie și putem afla măcar în linii mari cum se anunță vremea. Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, e alături de noi într-o legătură telefonică directă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult, doamna Mateescu. Bun găsit. Să începem cu veștile pentru intervalul următor. Într-adevăr, până mâine dimineață la ora 8 va fi în vigoare atenționarea meteorologică de cod galben, ce vizează, așa cum ați menționat și dumneavoastră, Carpații meridionali, unde la altitudini mai mari de 1700 de metri va ninge, se va depune strat de zăpadă și nu în ultimul rând vorbim și de intensificări ale vântului care la rafală vor depăși 70-80 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. În același timp, până mâine la ora 12 vorbim de o informare meteorologică pentru că în partea de vest, sud-vest, centru și nord a țării va ploua. Ploile vor fi moderate cantitativ, în special în sud-vest. Cantitățile de apă pot cumula 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat 30 de litri pe metru pătrat, iar în Transilvania, precum și în partea de centru, și nord a Moldovei vor fi depuneri de polei și de asemenea în zona montană înaltă va ninge, stratul de zăpadă nou depus va avea grosimi consistente, va fi asociat de asemenea cu intensificări ale vântului, viscolind ninsoarea, iar de mâine noapte, noaptea de luni spre marți, aria precipitațiilor se va extinde și va cuprinde toate regiunile și la munte va continua să ningă, precum și în partea de centru nord, nord-est a țării, este posibil să ningă și să vorbim din nou și în aceste zone de strat de zăpadă. Ce ne puteți spune despre capitală? Ieri a căzut prima zăpadă și în București. Când putem spera să avem un strat de zăpadă? Așa cum arată hărțile, în acest moment se întrevăd astfel de vești? Pentru capital am semnalat primii fulgi de zăpadă, mai degrabă au fost precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Primul strat consistent de zăpadă se mai lasă aștepta, cel puțin așa cum arată datele la acest moment. Nu excludem ca începutul de săptămână să aducă în continuare în capital ploi slabe sau burniță, pentru că așa arată informațiile. De la o zi la alta vorbim și în capitală de valori care la nivel maximelor să se situeze în general până la 10-80 grade Celsius și cu minime de asemenea în jurul valorilor de 4-5 grade Celsius și mai degrabă condiții favorabile pentru producerea fenomenului de ceață. Deocamdată zăpada în strat consistent va fi de interes în zona montană și așa cum menționam în partea de nord-est, centru, nord-est a țării. Da, Administrația Națională de Meteorologie a emis și prognoza pentru luna decembrie. Desigur că cele mai concrete previziuni se fac cu câteva zile înainte, dar așa cum arată datele în acest moment, la ce ne putem aștepta de Crăciun? Deocamdată ne aflăm departe de intervalul apropiat sărbătorilor Crăciunului și trecerii dintre ani. La acest moment, săptămâna 20-27 decembrie, are un semnal pentru un regim de temperaturi care să se situeze în jurul celor specifice perioade din calendar și o tendință spre deficit în partea de vest, precum și local în centru și sud-estul țării în ceea ce privește regimul de precipitații, iar săptămâna 27 decembrie, 3 ianuarie, păstrează același semnal în ceea ce privește regimul de temperaturi normale și de asemenea cantități apropiate de norme. Sigur că pot interveni modificări în ceea ce privește aceste estimări, pentru că de la o săptămână la alta am observat
practic, mai ales intervalul de anticipație din a doua jumătate a acestui interval de o lună, suferă modificări semnificative. Până atunci însă trebuie să luăm în considerare episodul de iarnă de la începutul acestei săptămâni, pentru că nu numai în zona montană, așa cum specificam, dar și în partea de nord-vest, centrul nord a țării, mai ales jumătatea nordică a Moldovei, vom vorbi în următoarele zile, la acest debut de săptămână, de strade zăpadă, intensificări ale vântului și, nu în ultimul rând, cantitățile de precipitații care au tendință spre excedent în săptămâna 6-13 decembrie, în special în zona Carpaților de Curbură și în partea de sud-est, sud a țării. Da, doamna Mateescu, ce ne puteți spune despre valorile termice? Sunt normale pentru luna decembrie? Sunt mai ridicate decât de obicei? La acest moment vorbim de temperaturi care să se situeze în general în jurul valorilor apropiate de normele climatologice, adică cel mult valori între 0 până la 7-8 grade Celsius, cu minime în continuare, inclusiv în capitală, mâine dimineață 2-3 grade Celsius, după care săptămâna să debuteze cu valori minime de până la 5-6 grade Celsius. Le putem considera ușor mai ridicate, mai ales în partea de sud-sud-est a țării, în timp ce în jumătatea nordică, chiar ușor sub norme, dacă luăm în considerare temperaturile care în depresiunile din estul Transilvaniei pot coborâ și nu numai, și în jumătatea nordică a Moldovei la valori negative. De altfel, și la acest moment, în capitală este destul de rece, înregistrăm doar 2-3 grade Celsius, cele mai coborâte valori în zonele depresionare și în nordul Moldovei, acolo unde vorbim de valori negative. Da, așadar, pentru intervalul următor se anunță ninsori, dar pentru amatorii de sporturi de iarnă, acestea vor cădea doar la munte. Într-adevăr, zona montană și menționam, nu în ultimul rând, și în zonele mai joase din partea de nord-vest, centru, jumătatea nordică a Moldovei. Da, vă mulțumesc foarte mult. Așadar, am stat de vorbă cu Elena Mateescu, directorul general Administrația Națională de Meteorologie, în contextul în care iarna își intră în drepturi. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare, cod galben de ninsori și vânt. Anunțul vizează Carpații meridionali. În restul țării avem în vigoare o atenționare care se referă strict la precipitații. Intervalul de referință este de astăzi, de la ora 20 până mâine la ora 12, și vizează, așa cum spuneam, precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului și polei. Și de asemenea e important de știut că prognoza în capitală anunță că cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu temperaturi minime undeva între 2 și 3 grade Celsius. Da, mergem mai departe și vremea este cu atât mai importantă cu cât știm cu toții. Copiii cu minți își vor găsi mâine dimineață ghetuțele pline de dulciuri și jucării, pentru că vine Moș Nicolae. ANPC are înainte un sfat pentru părinții care discută cu el. Mare atenție atunci când alege cadourile pentru copii. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului așadar ne sfătuiește să cumpărăm jucării doar din magazine sau raioane specializate și să respectăm atenționările privind vârsta pentru care acestea sunt potrivite. Ne spune mai multe Mihai Culeafă, directorul ANPC. Bună ziua! Bună ziua! Sunt președintele ANPC, nu directorul ANPC. Vă mulțumim pentru corectură. Vă rog! Nicio problemă. Aș vrea să vă dau câteva sfaturi, să dau câteva sfaturi consumatorilor și în special astăzi pentru Moș Nicolae. Moș Nicolae ar trebui să achiziționeze jucării numai din magazinele și raioanele specializate, acolo unde se poate elibera un bon fiscal. Ca în cazul unei reclamații să avem elementele de identificare ale operatorului respectiv. De asemenea, este foarte important să alegem jucăriile potrivite pentru vârsta copilului, pentru capacitățile și aptitudinile sale. Pentru că sunt jucării
pentru cei mici, care îi pot răni. Și aici trebuie să dau câteva exemple de jucării. Sunt jucării cu părți mici detașabile, jucării cu părți ascuțite. Cei mici cu vârsta de sub 3 ani au tendința de a le băga în gură și de a le înghiți. Acesta ar fi un motiv. De asemenea, să fim foarte atenți atunci când cumpărăm jucării, că ele trebuie să aibă marcată pe etichetă sau pe cutie mai multe elemente, cum ar fi coordonatele producătorului sau importatorului, numărul unic de identificare, marcajul de conformitate și întotdeauna să verifice existența instrucțiunilor de utilizare. Știm că văd la nepoțica mea, acum la modă sunt acele slime-uri. Ele ar putea fi periculoase pentru că în conținutul lor există substanțe chimice periculoase. De aceea trebuie să fie adaptate pentru vârsta fiecărui copil. De asemenea, orice reclamație legată de o jucărie achiziționată trebuie întâi semnalată vânzătorului sau magazinului respectiv de unde am cumpărat și dacă acolo nu se rezolvă, atunci trebuie semnalată Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Da, aș fi vrut să vă întreb ce se întâmplă cu toate aceste cumpărături pe care consumatorii le fac în această perioadă online. E mai mare riscul de a cădea într-o capcană alegând acest tip de a face cumpărături? Există și acest risc. Știți, noi am avut o campanie pe online de Black Friday, care abia s-a încheiat. Cum spunea și dumneavoastră mai devreme, este adevărat, există riscuri mari, mai ales că noi pornim acum comandamentul de iarnă. Trebuie să fie foarte atent și atunci când fac comanda online să se asigure că totul este în regulă și nu vor avea probleme. Da, vă mulțumesc foarte mult. Am stat de vorbă cu Mihai Culeafă, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Schimbăm subiectul. Este o întâlnire de urgență la Palatul Victoria după apariția primelor infectări cu tulpina Omicron. Premierul Nicolae Ciucă i-a convocat pe ministrul Sănătății Alexandru Rafila, șeful de SEU Raed Rafat și pe directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile Adriana Pistol. Ministrul Sănătății a anunțat că se vor lua măsuri care să întârzie transmiterea noii variante de SARS-CoV-2. Irina Codreanu ne aduce noutățile. Te ascultăm, Irina. Bun găsit! Chiar în aceste momente are loc ședința convocată de premierul Nicolae Ciucă la Palatul Victoria, o ședință care a început la ora 11 și care durează mai mult decât în mod normal. O ședință la care participă și ministrul Sănătății, dar și șeful departamentului pentru situații de urgență, după ce primele două cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate în România. Este vorba despre doi dintre pasagerii cursei din Africa de Sud, care a aterizat la București în data de 30 noiembrie. Concret vorbim despre o femeie în vârstă de 48 de ani din județul Brașov și un bărbat în vârstă de 59 de ani din județul Vaslui. Ministrul Sănătății a precizat că una dintre cele două persoane infectate nu are deloc simptome, iar cea de-a doua are simptome minime, mai exact acuză dureri în gât. Tot ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a adăugat că în cadrul întâlnirii de la guvernul de astăzi vor fi prezentate mai multe scenarii și vor fi formulate propuneri menite să limiteze transmiterea variantei Omicron în țara noastră. Ministrul susține că cel mai probabil cele două cazuri de îmbolnăvire cu noua tulpină confirmate până acum nu sunt singurele care există în România, de aceea este nevoie de implementarea urgentă a unei serii suplimentare de măsuri. Așadar, urmează să vedem ce concluzii vor fi trase la finalul întâlnirii de lucru de la Palatul Victoria de astăzi, posibil ca la finalul zilei să ni se prezinte primele măsuri ce se vor impune cât de curând. Da, mulțumesc, Irina. Comentăm subiectul în continuare despre măsurile care se vor anunța astăzi. Este alături de noi într-o legătură video medicul și cercetătorul Octavian Jurma. Domnule doctor, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Ce măsuri credeți că se vor lua, se vor anunța astăzi, după ce inevitabilul s-a produs, Omicron este în mod oficial la noi în țară? În primul rând este de bună augur felul în care premierul a luat în serios această amenințare. Pentru mine a fost o surpriză. Până acum era mai mult o atitudine, las că vedem când ajungem acolo. Deci este o schimbare clară de atitudine și probabil că de asta durează și ședința aceasta atât de mult, pentru că toți ne așteptam să urmeze noi măsuri de relaxare pe 8 decembrie, având în vedere sărbătorile și presiunea pe care avem mereu din partea celor care, evident, vor avea de pierdut financiar. Faptul că această discuție continuă înseamnă că se uită serios la amenințarea pe care o reprezintă Omicron în această perioadă de sărbători. Probabil că cea mai simplă și mai eficientă măsură în perioada aceasta este cea pe care o luat-o deja și Statele Unite și Marea Britanie, și anume să se impună testarea RT-PCR a tuturor celor care intră în țară în această perioadă, indiferent de statutul lor vaccinal. Dar au fost discuții despre asta, domnule doctor, și profesor doctor Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a spus că degeaba propunem dacă nu le putem și pune în practică. Păi nu noi trebuie să le punem în practică, cei care vin trebuie să se testeze, noi trebuie doar să le solicităm, este una dintre cele mai simple măsuri, pentru că nu prezintă niciun efort real din partea guvernului. Pe de altă parte, într-adevăr, escaladarea testării ar fi foarte importantă. Constatăm o prăbușire a testărilor în această săptămână cu peste 30% care s-a încheiat și de aceea supravegherea noastră prin testare și supravegherea genomică, care sunt aceste secvențieri, trebuie crescută. Evident, sunt măsuri care vor întârzia răspândirea Omicron. Vedem că deja în Marea Britanie sunt multiple inoculări din multiple surse. Supravegherea lor genomică este cea mai bună din lume. Deci Omicron nu poate fi limitată și s-ar putea să doar întârziată. Și există un risc real să asistăm la un debut al valului 5 în prelungire imediată a valului 4, lucru care n-ar fi fost în mod normal posibil cu aceeași variantă, pentru că și imunitatea dobândită după infectare în mod normal asigură un răgaz de 4-6 luni. Vedem că în cazul Africii de Sus, Omicron n-a dat decât un răgaz de mai puțin, de 2 luni, și avem acest val foarte abrupt, e aproape vertical. De asta sunt atât de speriate toate guvernele, pentru că vedem deja și o escaladare a numărului de internări în spitale. Acest optimism pe care îl avem că nu produce decese atât de multe este un pic prematur și noi toți sperăm și ne rugăm pentru asta într-un fel. Însă abia de săptămâna aceasta și săptămâna următoare curba deceselor va putea fi suficient de clară din punct de vedere statistic, nu doar aceste evidențe anecdotice din spitale. Da, au fost contre între Raed Arafat și ministrul Sănătății Alexandru Rafila pe această propunere pe care ați făcut-o și dumneavoastră, ca toți cei care intră în țară până pe data de 5 ianuarie, așa cum se auzea inițial, să fie testați PCR. Răspunsul lui Alexandru Rafila a fost că această măsură nu ar fi aplicabilă. De ce nu ar fi aplicabilă? Dumneavoastră ați înțeles? N-am înțeles. În mod normal, toți oamenii care intră în țară ar trebui să prezinte acest cod QR, acest test. Pe care să-l facă la destinația de plecare? Da, înainte de plecare, cum se solicită și pentru intrarea în Marea Britanie și în Statele Unite. Este foarte simplu, anunță oamenii, vedeți că peste o săptămână sau două, trei zile nu mai puteți intra în țară fără test RT-PCR. Oamenii își fac RT-PCR și vin în țară. E foarte simplu. Noi facem asta când plecăm acolo. Pentru dacă alții ne cer nouă să facem asta când intrăm pe teritoriul lor, nu văd de ce nu putem face și noi asta. Ar fi o problemă pentru românii care se întorc acasă de sărbători? Îmi cer scuze, cred că există un mic delay. Da, asta ar deranja evident foarte mulți români care se întorc pe sărbători și probabil că iarăși este mai degrabă o motivație politică decât epidemiologică din acest punct de vedere. Românii vin de sărbători, se întorc, cheltuie foarte mulți bani aici, deci este un boost pentru economia noastră această perioadă de iarnă. Noi am ieșit recent din val, suntem în continuare într-o fază descendentă, probabil că săptămâna aceasta vom vedea o aplatizare a numărului de cazuri, dar luna decembrie va fi mai liniștită în România decât în restul Europei și iarăși este o atracție și din punct de vedere turistic pentru cei care vor să își petreacă sărbătorile de estivale într-un mediu mai relaxat decât există în restul Uniunii Europene. Deci sunt niște considerente și economice și politice
care sunt balansate acum cu considerentele epidemiologice. Evident, Uniunea Europeană este standardul după care ar trebui și noi să ne luăm. Dacă noi nu am fi urmat Uniunea Europeană în impunerea carantinei pentru zona sud-africană, nu am fi depistat aceste variante Omicron, nici nu am fi știut că această versiune circulă și probabil că ea ar fi deja în circulație comunitară, pentru că oamenii aceștia n-au motive să se testeze, sunt fie asimptomatici. În general, călătorii, e important de subliniat, sunt oameni responsabili, fie sunt deja vaccinați, fie se testează în general la intrare, la ieșire. Știm foarte bine că tot lotul a fost testat înainte de plecare și cu toate acestea, cu aceste măsuri uriașe de precauție, uitați că două infectări s-au produs. E exclus ca în restul societății noastre, în restul țării, să existe măsuri similare. Deci, din punctul acesta de vedere, dacă noi cumpărăm timp 2-3 săptămâni cât să ne dăm seama cu ce fel de pericol avem în fața noastră, atunci asta ar ajuta foarte mult spitalele. Și atunci întrebarea este, ne dorim să dăm răgaz și celor din spitale care au dus tot greul valului 4, sunt copleșiți, epuizați și cu resursele la pământ? Sau, într-adevăr, mergem în continuare, ne relaxăm și ne bazăm că, eu știu, cumva medicii din Joben vor putea să mai scoată încă o salvare. Da. Vedem că valul 4 a produs 25.000 de morți aproape, iar valul Omicron, nu avem un motiv să credem că va fi mult mai blând în România încă, să sperăm, dar încă nu avem motiv certe. Domnule doctor, cei care stăteau pe gânduri în privința vaccinării sunt și mai bulversați de veștile care anunță un număr spectaculos de mutații în cazul variantei Omicron. Ce trebuie să reținem din tot ce a ieșit la suprafață până acum referitor la această tulpină și interacțiunea ei cu imunitatea pe care a căpătat-o populație atât prin imunizarea naturală cât și prin vaccinare? Datele din Africa de Sud sunt foarte relevante în acest domeniu. Este o țară cu o rată de vaccinare ceva mai scăzută decât România, dar apropiată. Și asta înseamnă că Omicron a evoluat pentru a evita imunitatea indusă de virusul natural, deci imunitatea după infectare. Și de aceea vedem că, practic, într-o populație aproape complet imunizată prin infectare, în mare majoritate, trece foarte ușor. Deci știm că Omicron reinfectează foarte ușor, mult mai ușor decât oricare altă tulpină, indiferent prin ce formă de boală ai trecut. Deci pentru cei care nu s-au vaccinat, vestea bună este că dacă se vaccinează, vor dobândi o imunitate foarte bună, mai bună decât cei care au fost doar vaccinați. Pentru cei vaccinați este important să-și facă boosterul. Știm deja că, iarăși nu avem încă date suficient statistice, dar vedem că în Africa de Sud, inclusiv tinerii aceștia, copiii care nu sunt, a crescut numărul de infectări în rândul copiilor, este aproape 7,5%, aproape 10%, a depășit 7,5%, însă majoritatea sunt fie nevaccinați în intervalul 9-12 ani, fie cu părinți nevaccinați. Deci, în continuare, vaccinul asigură un grad de protecție. Nu știm cât de mare față de circulația virusului, probabil mai mic decât în cazul Delta, însă protecția individuală pe care a asigurat-o în cazul Delta față de forme grave de boală și deces, se pare că rămâne destul de ridicată și se vede și din faptul că, în general, mai toate cazurile din Europa, inclusiv la noi, sunt în rândul celor vaccinați forme ușoare. Da, domnule doctor, pentru cei care au avut disponibilitatea să privească în perspectivă în timpul pandemiei, știm că previziunile dumneavoastră în general s-au adeverit. În această situație, ce spuneți? Cât timp vom mai avea un răgaz până când tulpina Omicron va deveni dominantă și ne vom confrunta din nou cu un val de infectări în România? Din fericire, cele două tulpini sunt practic surprinse la stadiul de focar, deci nu sunt circulație. Deci din momentul în care vom depista Omicron în circulație comunitară, avem probabil maxim o lună până a deveni dominantă, după care vom asista la debutul valului Omicron. Asta înseamnă că probabil la sfârșitul lunii decembrie, începutul lunii ianuarie, Omicron va deveni dominantă și asta înseamnă că debutul valului 5 ar putea fi acum mai degrabă la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, decât a fost Alfa, care a fost la sfârșitul lunii februarie. Deci Omicron a accelerat cumva agenda valului 5, ca să spunem așa, și de asta sunt
sunt atât de importante măsurile pe care le luăm acum, pentru că să nu uităm, după sărbătorile de iarnă, mai ales Revelionul la noi este o ocazie profund socială în care ne întâlnim toți cu cei dragi și am avut o creștere însemnată, inclusiv anul trecut, la începutul anului 2020, la începutul acestui an, am avut un vârf de cazuri. Dacă acest vârf s-ar fi continuat, am fi avut și atunci debutul unui val. Din fericire, Alfa nu a putut să producă un val în acea perioadă. Acum, în schimb, suntem siguri că Omicron ar putea contribui masiv la acest val și deci debutul să se vadă imediat după revenirea din concedii și mai ales după redeschiderea școlilor. Da. Aici, unul dintre cele mai bune lucruri care le putem face este să ne testăm înainte de a participa la petrecerile din această perioadă. Da, vă mulțumesc foarte mult, medicul și cercetătorul Octavian Jurma a fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză și revenim. Între timp, elevile cer autorităților să înceapă pregătirile pentru valul al cincilea al pandemiei. Reprezentanții Consiliului Național al Elevilor se arată îngrijorați cu privire la noul val anunțat la începutul anului viitor și vor măsuri adoptate din timp pentru ca sistemul de educație să nu mai aibă de suferit. Consiliul Național al Elevilor cere Ministrului Educației și al Sănătății să înceapă pregătirile pentru valul 5 al pandemiei. Reprezentanții elevilor vor ca autoritățile să trateze situația sistemului de învățământ cu maximă responsabilitate și să nu se joace cu viața celor din educație. Cerem public Ministerelor Educației și Sănătății să trateze situația cu maximă responsabilitate, analizând factorii de risc la care se expun zilnic milioane de elevi și de profesori ca urmare a lipsurilor de ordin legislativ din sistem. Mai mult decât atât, reprezentanții critică lipsa de interes vis-a-vis de petiția Nu mai jucați ping-pong cu educația, lansată de Consiliul Elevilor. Aceștia spun că în urma petiției adresată Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nu a existat nicio reacție din partea autorităților. Mai mult, reprezentanții elevilor ar fi solicitat o întrevedere cu conducerile celor două ministere, însă de asemenea ar fi fost ignorați. Consiliul Național al Elevilor susține că autoritățile din România ar trebui să învețe din experiența altor state care trec de asemenea printr-o situație dificilă provocată de pandemie. Doamnelor și domnilor, atât la Talk B1, de la Fix vin știri cu Dan Gabor. La revedere!